când veți vine și veți susține discursul vostru, da? Să încercați să-l formulați într-o așa fel încât publicul să înțeleagă subiectul la care voi vorbiți și să spuneți noțiuni esențiale, da? Adică oamenii să înțeleagă despre ce discutați voi. Eu știu ce probleme v-ați confruntat în situație sau dacă ați constatat că există niște deficiențe în domeniul respectiv și aveți voi niște propuneri, niște soluții pentru problema respectivă. Nu se dau apreciere, adică noi nu dăm note, nu vor fi învingători și învingători. Orice colectivitate umană, indiferent de poziționarea sa în timp și în spațiu, își creează pe parcursul evoluției sale anumite ierarhii care sunt la acceptate și relativ reflectate de membrii acestora. Odată cu apariția formelor evoluate de organizare socială, au apărut și instituții care să apere aceste norme. Aceste norme instituie o ordine socială care se numește ordinea de drept. Încălcarea acestor norme reclamă intervenția statului prin anumite. Tema mea de azi este contractul de la distanță. Ca normative m-am bazat pe codul civil și legea despre încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum. Conform codului civil al Republicii Moldova, articolul 1013, contractul la distanță este orice contract negociat și încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestări de servicii la distanță, organizat fără prezența fizică simultană a profesorilor, a profesionistului cel care și a consumatorului, cu utilizare exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și în momentul în care este încheiat contractul, inclusiv orice comandă făcută de consumator care produce efecte obligatorii asupra lui. Legislația stabilește că termenii, condițiile și informațiile prealabile ale contractului trebuie comunicate consumatorului înainte ca aceasta să-și asume obligații și. La început aș vrea ca să înțelegem că acest rol este foarte important atât pentru economia țării, cât și pentru noi ca consumatori. Toți suntem consumatori din această sală. Dar, din păcate, odată cu COVID-ul, ați observat că rețelele de socializare s-au extins foarte mult produse care nu ne garantează nicio protecție. Adică noi vedem comerțul, vedem da. Mediul online, dar online, care ne face să ne comportăm ca serii. Da, care nu avem nici garanția că este. Și dar, din păcate, sunt câteva serii de legi care a fost adoptată codul penal în anul 2013, legea 105, în care prevede anumite puncte care sunt emise pentru protecția consumatorului. Acesta este de a fi informat, poate să reîntoarcă produsul, totodată poate să primească cheltuielile sau dacă au comandat un produs care nu corespunde. Deci pentru dezvoltarea de plină și armonioasă personalității copilului, el are nevoie de dragoste și înțelegere în familie. Anume, educația și abitația în familie oferă garanția dezvoltării fizice, spirituale și intelectuale și sociale a copilului ca el să devină o personalitate. Într-o familie sănătoasă și consolidată, satisfacerea nevoilor copilului reprezintă incontestabil o prioritate. Astfel, Convenția privind drepturile copilului din anul 1989 sublinează că familia este unitatea fundamentală a societății, mediul natural pentru creșterea și bunăstarea tuturor membrilor săi, în mod deosebit a copiilor. Pentru draga societate este prioritar susținerea cuplului părinte-copil, întrucât copilul de azi este adultul de mâine, cu experiențe de atitudine din partea părinților din copilăria lor. Tradițional, familia, în sens sociologic, ca formă specifică de comunitate umană, desemnează grupul de persoane
unite prin căsătorie, filiație sau rudenie, care se caracterizează prin comunitatea care acționează persoanele fizice și juridice, sunt supuse diferitor riscuri, iar asigurarea este o garantare, o punere în siguranță a bunurilor pe care le posedă acestea. Și pentru ocrotirea persoanelor fizice în cazul diminuării sau pierderii capacității de muncă, datorită unor boli, accidente sau împlinirea limitei de vârstă, precum și pentru apărarea drepturilor supuse eventualelor pierderi. Un contract de asigurare reprezintă un acord între două sau mai multe părți. O parte este asiguratul, care este beneficiar, și o parte este asiguratorul, adică compania de asigurări. Asigurarea este un raport juridic izvorât din lege sau din contractul de asigurare consensual. De ce consensual? Deoarece pentru a produce efecte juridice este necesar consimțământul ambelor părți. După drept 19.02. Tema cercetării mele, reguli generale de întocmire a acțiilor notariale. Prin lecție mai scurtă, iată că vreau să spun. Poate chiar să obi să zic. Tema de cercetare m-am axat pe trei capitole și o să dau foarte suficient așa o informație. Primul capitol m-am referit la delimitări conceptuale privind actele notariale și anume am studiat definiția și caracteristicile actului notarial, regimul juridic al actelor notariale, principiile care sunt aplicabile la întocmirea actelor notariale. Un alt capitol a fost dedicat puterea juridică a actului notarial conform legislației Republicii Moldova și a României. Am făcut un studiu comparativ și anume am studiat normele juridice cu privire la procedura notarială. 21 din punctul organizare sistemului economic și juridic în vederea depășirii crizei economice. Aceasta se referă în primul rând la o armonizare a legislației interne cu legislația Uniunii Europene și identificarea unor soluții concrete și de imediat aplicare sarcinilor vizite în actualul context socioeconomic. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă motorul creșterii economice, anume creșterii economice durabile, echilibrate și continuă. Din totalul companiilor private, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 90% din total și angajează circa 50-60% din forța de muncă. Însă, criza economică a avut repercusiuni negative asupra acestor întreprinderi și, în final, unele dintre ele au ajuns în situația de insolvabilitate. Insolvabilitatea reprezintă starea de incapacitate de plată a debitorului, respectiv supraîndatorarea acestuia. Incapacitatea de plată reprezintă insuficiența de active, de active lichide necesare pentru stingerea datoriilor scadente a debitorilor. Similar procedurilor pun fiind ceva. Încerc să dau cât mai succint și cât mai rapid. Munca ocupă un loc extrem de important în viața fiecărui om, deoarece prin implicația sa omul aduce o contribuție, fie ea intelectuală sau fizică, adus beneficii altor oameni, altor întreprinderi sau altor organizații juridice. Pentru a fi considerată drept muncă, mai ales muncă care este în favoarea altor persoane, instituția dreptului muncii a creat un mecanism de reglementare de confirmare a relațiilor existente în cadrul relațiilor juridice de muncă pentru unde persoane interesate, prin numită contracte individuale de muncă. Există mai multe tipuri de contracte de muncă, pentru care se numără și contractul individual de muncă cu timp parțial. Așadar, contractul individual de muncă cu timp parțial. Dacă sunt informați, o să avem dreptul de alege care este și apoi dacă vom înțelege care este protecția noastră ca consumator. Ok.
Cam ce presupune concurența asta în domeniul? Concurența pe bază de piață este foarte mare, dar totodată este foarte variată. Gândim că această concurență ne permite ca să alegem ce este bine și ce nu este corect pentru noi. Așa, ce e bun și ce nu e bun, da? Pentru că nu întotdeauna prețul vorbește. Da, că dacă ieșim în piață, putem să alegem. Adică, nu știu, la consumator local sau diferite firme care susțin și consumatorii. Așa, concurența ridică calitatea, da? Atâta timp cât sunt mulți producători de aceleași sau ofertanți aceleași produse sau servicii, da. Noi avem dreptul să alegem și totdeauna producătorul o să aibă tendință să îmbunătățească produsul de ca să-și atragă cât mai mulți clienți. Așa? De aia sunt interzise monopolurile, da? Pentru că când deține unul monopol asupra unui anumit produs sau unui anumit servicii, el știe că nu are concurență în jurul lui și înseamnă că și n-ar propune, lumea o să fie constrânsă în situație și o să iei ceea ce îi propune. Dar atâta timp cât noi să avem mulți producători și multe oferte, noi o să ne alintăm și o să vrem. Eu mă duc acela că e care nu mai era contractului de asigurare. O mică introducere în ceea ce privește raporturile juridice de muncă. Iar ulterior, deja vom vorbi despre drepturile angajatului, angajatorului și așa mai departe. Raporturile juridice de muncă sunt acele raporturi reglementate către lege în care o persoană fizică formează un raport juridic sau semnează un contract de, unic de un contract de colaborare cu o persoană fizică sau o persoană juridică în care angajatul se angajează să presteze un serviciu în folosul persoanei juridice sau fizice, iar angajatorul se obligă să remunereze aceste servicii și să ofere condiții optime pentru desfășurarea activității. Rămâne de succesiune de către copil conceput, dar nenăscut încă, la data deschiderii moștenirii cu respectarea condițiilor impuse de lege. Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice este definită ca fiind acea parte a capacității civile care constă în atitudinea persoanei fizice de a dobândi și exercita drepturi subiective, precum și de a-și asuma și executa obligații civile prin încheierea de acte juridice civile. Potrivit codul civil, capacitatea civilă numără 3 categorii, capacitatea de exercițiu de plină, care o pot avea persoanele ce au primit vârsta de 18 ani, persoanele care s-au căsătorit înaintea vârstei de 18 ani și persoanele care au fost supuse procesul de emancipare. Emanciparea înseamnă atunci când te cadrezi în câmpul muncii înainte de vârsta de 18 ani sau ești în calitate de întreprinzător. A doua categorie este capacitatea de exercițiu restrânsă, capacitatea de exercițiu anilor cu vârsta între 14 și 18 ani, capacitatea de exercițiu anilor cu vârsta între 7 și 14 ani și capacitatea de exercițiu a persoanelor de exercițiu. Urmează să fie căsătoriți. Deci să începem cu o bază legală, conform Constituției Republicii Moldova, care este legea supremă, am putea spune. Articolul 46. Omite, am putea spune. Pentru că spui dubiului. A, corect, da. Nu spune dubiului Constituției de Act Suprem. Stipulează că familia constituie elementul natural și fundamental al societății, fiind demnată pe căsătorie liber consensual între bărbați și femeie, pe egalitatea lor în drepturi și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Conform codului familiei, drepturile și obligațiile juridice ale soților iau naștere din ziua înregistrării căsătoriei la organele de stare civilă. Căsătoriei de naștere